Da, de ce m-ați sunat? De ce m-ați sunat? Să-mi trimite că cafeamă. N-am înțeles. Să-i trimis cafea. Îi găsesc numărul, domnule, atunci. Să-ți trimit cafea? Da. Dar cu cine vorbesc? Cu Mari? Am trimis vorba pe Ioana. Dă-o la telefon. Dă-mi la telefon. Dar tu mă sumă de 6 ori, de ce dracu m-aș dat? Bună. Cât e scorul? Fă, te uiți prin mine, te uiți în spate, la ce te uiți? Gata, mă. Te concentrezi? Mă concentrez că umblă copiii pe telefonul meu, futu-s Dumnezei, mătii de copil ăsta, măi. Păi ce ți-au făcut? Păi au văzut la altcineva programul ăsta, eu ce dracu e, și au descărcat și ei. Așa. Eu nici nu te văd măcar. Oh, sunt frumos, Sirea, cum să nu? Dracu de copii. Ui, fi mamă, frumos. Păi și cum, nu mai știi să ieși de aici sau ce ai pățit? Trebuie să-l șterg. Nu, mă, nu, stai că vorbim noi așa. Dă-i vezi pe acolo că trebuie să mă vezi și tu. Zi să spargă telefonul. Dar nu merge. Zi. Cum bă să nu meargă că trebuie să merg? Ia vezi că pe undeva sunt și eu pe acolo. Am imagine, sunt frumos. Dar să-mi zici când mă vezi că sunt gol. Bună seara, haideți că am ajuns în față. Am ajuns în față. Cu mașina asta albastră, cu Passatul. Nu cred că e greșeală, dacă dumneavoastră m-ați sunat. V-am adus cafeaua. Eu nu te-am sunat. Am adus cafeaua. Nu văd bine ochii? Nu, nu, nu. Ăsta-i Mipanu? X-Crețu, tu ești? Salut. Da, ăsta-i Mipanu. Ești live, că vin să-ți donez. Stai așa să te caut. Aici. X-Crețu. Nu se poate, eu nu mai pun, din 2006. Tu ce vrei, nu mai. Vreau să o dau. Zii, nu mai comenta că te bag în dulap. Nu mai comenta că te împachetez în dulapurile alea din spate. Te fac pe categorii. Te fac pe categorii, lasă-mă. Ne-am prost. Dai ce-ți cere. Hai, pa. Asta e, dacă ți-e frică, ce să-ți fac? Asta e, pui noi ce-o să te calpă cap. Pa, ui. Să fii iubit, să fiu iubit. Pa, ui. Ne vedem în șifonierul ăla din spate. Bună, Cristi, a fost un meci mare. Nu știu, ce ai de spus după acest meci? Da, chișeau ăștia. Da, și exact așa era, cu fața aia lui de prost. Era cu fața aia lui, păi zice. Da, chișeau, okay. Da, a fost un meci mare. Am jucat bine. Ce să mai zic, n-am decât să zic așa, ca să fie pe limba lor. Danke, Shanke. Știu eu, știu eu. Am greșit și eu. Dar cine nu greșește? Ai greșit și tu. Greșeala se plătește. Dar cine nu greșește? Ai greșit și tu. Greșeala se plătește. Dar cine nu greșește? Ai greșit și tu. Greșeala se plătește. Este vina mea, dar e și vina ta. O să pun la item shop câteva MD-uri, gen vorbește o oră cu Creț. Știi, ca băieții văd că asta vor. Bună. Opa. Bună. Ce faci? Ia uite. Bine. Bine, am intrat să-mi caut o prietenă. Te-am găsit pe tine. Da, wow, super. Prietenie. Nu vrei să fim prieteni? Da. Păi vrei sau nu? Nu, da. Ei, da. Te-ai dat cu ruși special pentru Omegle? Da, m-am venit din oraș și acum 20 minute. Ce-ai făcut în oraș? Am mâncat. Să-ți fie de bine, ce ai mâncat? Un meniu de la KFC. Un meniu de la KFC. Eu am mâncat un meniu de la ciorbă de văcuță și un piept de pui cu piure. Câte kilograme ai la 1,50 m? Să văd dacă ești ok. Câte ai, mă? 300. Păi e mai greu sacul de ciment decât tine. Bă, dar voi vă dați seama ce oameni ghinioniși, mă, dacă ei din 11 încercări niciodată n-au reușit să facă gemeni. Eu am rămas pur. Păi da, să vrei și altceva, ai văzut cum e fata, ai văzut cum e băia, vrei și tu să faci gemeni, unul cu trei capete.
Ăștia când taie porcul, nici n-au nevoie de cuțite, ei îl omoară numai așa cu pumnii ca în PUBG. Când mergi la discotecă, cum ai tu discotecă la Django ești la tine, de sunt, ai văzut la bar te duci, te răsfeți, ce vrei tu, vișinată, țuică, pufuleți, ce ai pe acolo, semințe. Dar vine aia frumos, știi, cu plovăraș și cu cămașa, știi? Deci acolo, deci într-o discotecă de asta mai la oraș, te duci și zici, vreau 50 de whisky și îți pune într-un pahar, dar nu-ți dă paharul cu totul Janus, înțelegi? Bă, tu îți dai seama, fata asta, orice ea zice despre Janus, ea tot îl vrea, e ceva la... E Janus? Tu ești Janus cumva? Janus, uite-te bine la ea, mâncați, așa că nu mai găsești altă fată în afară de maică-ta și soarta pe lumea asta. Și mai am așa momente, mai am zile, mă trezesc așa cu ea în gură. Rupe, mă, dacă vrei tu, rupe stricou. Rup? Dar ce e cu el? Dar n-are forță. Mă enervează. Păi dar nu poți să-l rupi. L-a zis să se ridice în picioare să vezi. Să-l iei de pulă pe ăsta. L-aș lua, dar de cârligul ăla de prin space n-am ce-ți fac cu el. Auzi, dar când mergi la toaletă, cum, faci pipi ca fetele? Dar nu vreau să te aud mai bine, că n-am prea fost atent cu tine. Cum mă nu mă auzi că cu parabolicele alea după părți de muncă, cred că prin și bulgarii. Nu! Dar chiar n-ai ce auzi? Face, n-ai ce face în seara asta, de ce nu ieși? N-ai câine să-l plimbi. Ba da, te plimbi imediat, stai așa când vin la tine. De ce nu dai, bă, laba care ești tu? Ce? De ce nu faci laba care ești tu? Păi, mai e cineva în cameră. Are sticla aia goală și o ține acolo de la revedere din 2000. Sunt din Buzău, dar dintr-un oraș din Buzău. Alexandru, cum te cheamă pe Facebook? Am și o nevoie să-mi spargi o parolă de-aia mare, rău de tot. Să facem și tu niște bani cinstiști. Da, am înțeles. Caută-mă, Anonymous FCSB. Anonymous, acolo. Ah, am înțeles, deci ții cu Steaua, nu? Da. Știi că a făcut egal cu Dinamo? Nu, acum o să fie 2-2, dar perfect. Ah, pe-ai stricat-o, frate, nu mai e. Aolo, ce-mi pare rău, iartă-mă, cer mii de euro, scuze. Bună, iubito. Asta e de metodea, mă. Ce e, iubito, mă? Nu pot să joc și eu cu niște player normal, slab ca mine, trebuie să intre toți. Hookers vine dintr-o parte, elementul ăsta dintr-o parte. Mai vine unul global, altul level 10 pe Faceit. Lăsați-mă, bă, să mă joc și eu. Hai, mă, frate, cum n-am apucat să plantez, era un minisecund. Am plantat, ok. Pe plant, pe coteială, n-o dă nimeni cum nimeni, eu am inventat tehnica asta. Bravo. Acolo pe reflex, na. A căzut după stâncă. Ai ieșit de la ușă? Mamă, da, să mă bag pula, dar e țarul mai în fața mea. Băi, e vina mea că mă sunt prin, că sunt înainte, da. Da, stai, demarcă-te, pară mea, nu știu. Demarcă-te.